Magazin Medical. O emisiune moderată de Elena Cioina. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Ascultați emisiunea Magazin Medical, la microfon Elena Cioina. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri din domeniul sănătății prezentate de această dată de Vasile State. Vasile, bună dimineața! Bună dimineața! Ministrul Sănătății Andrei Usată este din nou verificat de Comisia Națională de Integritate. De această dată, demnitarul este vizat în cazul adoptării noii liste a medicamentelor compensate împreună cu directorul CNAM Mircea Buga. CNI a inițiat două proceduri de control după ce a fost sesizat de Secretariatul Parlamentului și de Guvern pe marginea interpelării deputatului comunist Oksana Domenti în plenul Parlamentului pe 6 iunie. Atunci s-a vorbit despre faptul că noua listă a medicamentelor compensate ar fi fost incluse preparate care sunt importate exclusiv de firme ce ar aparține rudelor de gradul 1 ai șefilor de la Ministerul Sănătății. În replică, Ministerul a trimis o scrisoare către CNI în care explică mecanismul de elaborare a listei de medicamente compensate, iar Mircea Buga a declarat că ceea ce face CNI este un lucru de rutină și va oferi toate informațiile necesare dacă îi vor fi solicitate. S-au găsit încă doi viceministri la sănătate. Fotoliile au fost ocupate de Svetlana Cotelea și Mihai Ciocanu. Decizia a fost luată miercuri de guvern. Aceștia sunt Mihai Ciocanu, angajat la un spital privat din capitală, și Svetlana Cotelea, șefa Direcției Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății. Candidaturile celor doi au fost acceptate de membrii executivului, completând în acest fel cele două posturi de viceministru vacante la minister încă de anul trecut. Șeful Centrului Medicilor de Familie din orașul Făleș s-a pomenit zilele trecute cu mașina minată. Ion Ionesie a descoperit pe parbrizul automobilului parcat în curte două dispozitive explozibile. Doctorul a anunțat imediat poliția. La fața locului a fost chemată și o echipă de geniști solicitat de Sănătate Info. Ion Ionesie a refuzat să spună care ar fi posibile variante ale atacului. Cazul este cercetat de poliție. Operațiile de transplant ar putea fi efectuate în curând și în instituțiile medicale private. Acum acest lucru este interzis, însă autoritățile și-au propus să modifice cadrul legal. Ministerul Sănătății a pregătit deja documentul și urmează să-l supună dezbaterilor publice. Proiectul de lege pregătit de minister prevede că orice instituție medicală privată va putea efectua activități de prelevare și transplantare numai după ce va primi acreditare de la Ministerul Sănătății. Serviciul medical de urgență Aviasan ar putea deveni o subdiviziune a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă. Ministerul Sănătății a elaborat recent un proiect de hotărâre care vizează integrarea celor două servicii. Responsabilii de la sănătate spun că modificarea este necesară pentru asigurarea populației cu servicii de urgență operative, iar tratamentul cazurilor complicate va fi facilitat. În prezent, serviciul Aviasan dispune de 5 reanimobile care se află la Spitalul Clinic Republican și 2 la Spitalul Municipal din Bălți. Licitația privind instituirea unui parteneriat public-privat la Institutul Oncologic pentru Serviciu de Terapie a fost anulată. Cei doi agenți economici care s-au înscris în concurs ar fi avut pretenții financiare mult prea mari. Informația a fost confirmată de către directorul Institutului, Victor Cernat. La rândul său, șeful Direcției Planificare și Dezvoltare din cadrul Ministerului Sănătății, Alexandru Cerbă, a precizat că agenții economici înscriși nici nu au reușit să-și prezinte ofertele. Fiecare al patrulea moldovean consideră că este o rușine să ai tuberculoză și că statutul acestor bolnavi schimbă atitudinea celor din jur. Totodată, cei mai mulți cetățeni sănătoși ar refuza să îi viziteze pe bolnavii de tuberculoză pentru a evita contactul cu ei și eventual îmbolnăvirea. Totuși, cea mai mare parte a populației este gata să își primească rudele acasă pentru tratament. Copiii din Republica Moldova care au nevoie de transplant vor trebui să aștepte cel puțin 2 ani pentru ca să beneficieze de un organ nou. Acum experții moldoveni nu sunt gata să înceapă transplantul pediatric din cauza mai multor probleme. Până atunci, unica șansă pentru micuți este să primească tratament de substiție. Cel mai optimist termen pentru startul operațiilor de transplant la copiii Moldova este de 2 ani.
CNAM recunoaște volumul plăților informale sunt extrem de mari, mai ales pentru internarea în spitale. Experții spun că ar fi vorba de milioane de lei. Moldovenii mituiesc cel mai des medicii de familie pe cei specializați și atunci când vor să se interneze în spital. Mai multe secții ale Spitalului de Copii Valentin Ignatenko au devenit ineficiente și trebuie urgent reorganizate. Declarația îi aparține directorului instituției Nicolae Starciuc. Acesta afirmă că instituția suportă cheltuieli enorme, dar numărul de adresări scade continuu. Managerul consideră că restructurarea unor secții ar putea genera economii, iar banii pot fi redirecționați pentru salariile doctorilor. Deși la Spitalul de Copii Valentin Ignatenko sunt 310 paturi, zilnic sunt ocupate cu pacienți maxim 260. Din acest motiv, secțiile de neurochirurgie, traumatologie și chirurgie de urgență sunt tot timpul aproape pustii. Vasile, ți mulțumesc. Așadar, Spitalul Valentin Ignatenko spune că a devenit ineficient și vrea reorganizare. Anunțul vine la 2 săptămâni după ce autoritățile medicale din municipiu au declarat că vor da tonul în procesul de reforme, separat de cele pe care încearcă să le facă Ministerul Sănătății în întreaga țară. Inițiativa a venit la puțin timp după ce fostul vicepremier Mihai Moldovanu și-a recăpătat fotoliul de altădată la Direcția Municipală de Sănătate. El spune atunci că în capitală există 17 instituții medicale, iar unele dintre ele se află într-o stare deplorabilă, de aceea este nevoie urgent de reforme. O comisie specială urmează să elaboreze o strategie de reformare a sistemului municipal de sănătate pentru anii 2013-2018, care va fi prezentată spre aprobare Consiliului Municipal abia în luna octombrie. De ce municipiul vrea o reformă a sănătății separată de cea a ministerului? Care vor fi problemele cheie incluse în strategie și ce rezultat final se vrea? Discut subiectul împreună cu invitații mei de astăzi, Mihai Ciobanu, directorul Spitalului Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Bună ziua! Bună ziua! De asemenea, cu Adela Glavan, directorul Asociației Medicale Teritoriale Centru a Municipiului Chișinău. Bună ziua și dumneavoastră! Bună ziua! Și cu expertul Andrei Moșneaga, director de programe la Centrul PAS. Bună ziua! Bună ziua! Pe scurt, aș vrea să-mi răspundeți, doamna Glavan, când s-a coopt această idee privind o strategie separată de cea a Ministerului Sănătății pentru municipiul Chișinău? Din ceea ce cunoașteți. N-aș zice că este separată de strategie Ministerului Sănătății. Aș Cel puțin așa lăsa să se înțelegă domnul Moldovanu. Este în cadrul strategiei Ministerului Sănătății, dar trebuie să ținem cont în fond, așa cum în orice localitate, de acele particularități care le are municipiul Chișinău. Eu aș începe de la un istoric, că pe parcursul anilor, în Chișinăul toată vremea a fost în capul reformelor. Așa a fost și ceea ce ține de asistența medicală primară atunci când în anul 1995 au fost formate asociațiile medicale teritoriale de asistență medicală primară specializată de ambulator, dar a fost predecesat de anumiți pași și anume. A fost făcută separarea, deci autonomia financiară și administrativă a policlinicilor de staționare au fost închise, deci unele instituții neeficiente, o parte departamentale, o parte de pe lângă întreprinderi, iată, atunci să zicem că a fost începutul încă reformelor. Bun, vedem și astăzi că, de exemplu, avem instituții ineficiente. Iată, am auzit declarațiile domnului director de la Spitalul Valentin Coțaga. De la Ignatenko. Să zicem că, pentru a spune că este ineficient, probabil că dumnealui a făcut unele calcule, exact așa trebuie să facem și noi în municipiul Chișinău. Înainte de a porni la ceva, trebuie să vedem ce avem, cât este de rentabil ceea ce avem și apoi să ne determinăm ceea ce facem. Deci, pașii vor fi acei că întâi stabilim care este situația reală în municipiul Chișinău, cât este de eficient sau ineficient sistemul. Și apoi vom vorbi de pași concreți. Bun, din câte știm, întreaga strategie de reformare a sistemului de sănătate, mai ales ce ține de sectorul spitalicesc, a fost stopată de Parlament. Nu era cazul să fie prezentată mai întâi o strategie de către Ministerul Sănătății și abia după asta municipiul? Nu se merge invers? Nu. Eu socot că ceea ce se propune acum în municipiul Chișinău prin ordonanța primarului la inițiativa Departamentului Sănătății este un lucru mai mult ca binevenit, fiindcă nimeni nu știe mai bine decât conducătorii colectiv din teritoriu
în fiecare instituție potențialul, posibilității, realitățile și trebuie de făcut. Și acele reforme dau efect, care sunt începute, dacă vreți, de jos în sus. Bun, atunci mai am o întrebare, domnule Ciobanu. Dacă e adevărat, e bine, așa cum spuneți dumneavoastră, de ce nu s-au început mai devreme reformele? Deci, acestea sunt întrebări nu în adresa mea. Aceasta faceți parte din comisia care urmează să elaboreze mulțumesc. Această reformă. La moment, dar să știți că nimic, chiar dacă mai târziu și ai făcut bine, tot este un efect pozitiv. Mai bine că nu, e mai rău că nu se face nimic. Bun, o să ating aici un pic și politica, pentru că gurile rele spun că de fapt este vorba de o răzbunare a domnului director, șef de direcție, pentru faptul că a fost scos din funcția de prim vicepremier. Dar n-am nicio legătură chestiile. Acestea să era doar o precizare. Putem vorbi, dar ce legătură când vrei să faci o reformă pentru binele poporului, asta este în primul rând un risc pentru un conducător. Și aceasta este în folosul și a poporului, și a demnitarilor, fie Departamentul Sănătății, fie Primăriei, fie Ministerului Sănătății. Bun, avem un expert independent, domnul Moșneagă. Cum se vede inițiativa autorităților de sănătate municipale? Dintr-o parte, e firească, e nevoie de ea, e corect realizată sau nu? Începută? Da, în general eu susțin foarte mult ceea ce a spus domnul Ciobanu, numai ce că inițiativa aceasta este foarte binevenită, pentru că merită reforma sau schimbarea sistemului medical, sistemul ocrotirii sănătății în municipiul Chișinău, ca și în toată țara, era de mult, adică este așteptat de mulți ani. Eu vreau să aduc aminte că încă în anul 2005, în cadrul proiectului Băncii Mondiale, a fost propus, adică elaborat și propus un plan de optimizare a instituțiilor și în comun instituțiile republicane din nivel central și instituții municipale. Atunci el a fost priceput mai mult ca inițiativa de eficientizare și reducerea patelor, închiderea spitalelor și respectiv a creat reacții, spunem așa, negative din partea lucrătorilor medicali, din partea comunității, din partea, mă rog, factorilor de decizie, dar de fapt orice reformă sau schimbare, cum spunem așa, ea va avea succes dacă este orientată spre pacient, nu spre clădiri, nu spre instituții și nu chiar spre personalul medical, dar spre pacient. În acest sens, este o problemă mare, cred că în municipiul Chișinău. Cum am spus noastră, avem 70 instituții, da, spitalicești, amplasate în Chișinău, în municipiul Chișinău. Și, domnul Ciobanu știe, de exemplu, multe instituții au, de exemplu, aceeași secții de cardiologie, urologie, oftalmologie și așa mai departe, dar lipsesc unele servicii care sunt foarte necesare, foarte importante, de exemplu, servicii de asistență cronică la maladii cronice, servicii de reabilitare, servicii de, asistență paliativă, asistența durerii și așa mai departe, cu părere de rău cu tot spectrul de instituții și secții și, spunem așa, structuri, noi lipsim și nu avem multe servicii care sunt necesare pentru comunitate, pentru pacienți. Bun. Ca să revenim la document, care înțeleg că este în curs de dezvoltare. La ce etapă este și care sunt punctele cheie pe care le va cuprinde? În primul rând, aceasta a fost inițiativa Departamentului Sănătății, susținută de Consiliul Municipal și Primarul General, pentru o dispoziție, s-a creat un grup de lucru. Vreau să menționez din start, este un grup de lucru din specialiști notorii în managementul sanitar. Sunt directori de spitale? Directori de spitale, profesori universitari, oameni de știință, specialiști în juridică, în economie. Câți la număr? 15 persoane. Adică sunt nu numai directorii, nu managerii fac reforma, fac specialiști în materie. Și economiști. Acum se face un studiu economic, fiindcă reforma poate să dă efect dacă va fi economic argumentată, științific argumentată și medical corectă. Bun, dar la primele discuții, de exemplu, despre ce anume se vorbește? La prima cum discuție urmează să fie realizate? La reforma spitalicească, La prima discuție municipal. A fost o discuție organizatorică. A fost o întrunire până acum, organizatorică, s-au pus sarcinile, criteriile, termenii relativi. Aceasta a fost. Acum lucrează grupurile de lucru, cel mai principal se lucrează economic.
o argumentare economic științifică. În grupă sunt doi doctori habilitați în științe medicale, sunt, ea nu se face afară de Ministerul Sănătății, fiindcă actualul viceministru al Sănătății este membru comisiei, doctor habilitat. Și vreau să menționez vă acum... Vă referiți la cine? La... Domnul Ciocan. Ciocan. Domnul Ciocan nu este pur și simplu un manager al unui spital, este doctor habilitat în management, unul din cei mai pregătiți oameni astăzi în domeniul ocrotirii sănătății în management. Eu o spun asta cu cunoștință de cauză. Bun. La, păi aș vrea să continuăm că asta la ceea ce da. Dumneavoastră ați zis că facem separat de minister. V-am Bun, zis că nu facem acum, separat de minister, dar împreună cu ministerul. Domnul Ciocanu până acum nu era viceministru până zilele. Oricum, decizia comisiei a fost de a coopta la ședințe permanent reprezentantul Ministerului Sănătății, fără să știm de schimbările care au avut loc. Bun. În ceea ce privește... strategia privind AMT-urile din Chișinău, da? Spuneți-mi, vă rog, aici ce vreți să schimbați la modul practic, doamna Glavan. Iată, vom face analiza respectivă, vom vedea cât de eficiente sunt AMT-urile, vom vedea ce putem pune pe masă în loc de AMT-uri. Și atunci vom face o concluzie generală. Una este cert că trebuie să îmbunătățim accesul populației la servicii de ambulator și, în primul rând, de asistență medicală primară. Și nu e atât de simplu pentru municipiul Chișinău, pentru că, spre deosebire de raioane, unde deja sunt sediile pentru centrele de sănătate și, să zicem, reforma acolo decurge mai ușor, pentru că se ia decizia administrației publice locale de a le da autonomie împreună, desigur, cu Ministerul Sănătății, în Chișinău trebuie să pregătite terenuri, spații pentru a putea trece medicii de familie mai aproape de populație. Și în primul rând am vorbit de a localiza medicii de familie în regiunile mai îndepărtate a Chișinăului, unde nu prea este acces nici la transport sau dacă este, populația trebuie să schimbe 2-3 transporturi pentru ca să ajungă la un AMT. Deși în Chișinău cunoaștem că este dezvoltată și rețeaua de transporturi și rețeaua de drumuri, așa cum ele sunt, dar ele sunt dezvoltate. Deci, inițial, cred că ne vom axa mai mult pe accesul populației pentru a duce medicul de familie mai aproape de populație. Bun, dar asta la modul practic ce va însemna? Un medic de familie merge în localitatea îndepărtată și la un anumit interval de timp sau se stabilește acolo, se deschide o... Asta e și problema, că trebuie de deschis sau centru de sănătate sau oficiul medicului de familie pentru care este nevoie de sediu. Iar problema sediului nu se hotărăște atât de repede și atât de simplu cum ne-am dorit să zicem noi. Trebuie de analizat, de studiat unde sunt spații, cât ele sunt de aproape de către medicul de familie. Are posibilitate primăria să ofere spațiile astea? Are bani ca să le procure și să le dea în posesia medicilor de familie? Sunt probleme care mai trebuie de discutat. Ele cred că se vor rezolva, dar vor necesita anumit timp. Bun, această strategie ar urma să prevadă inclusiv nu doar calitatea serviciilor medicale, dar și atitudinea multor medici față de pacienți, pentru că și asta, din câte știu eu, este o problemă destul de mare. Nu doar în municipiul Chișinău. Atitudinea medicilor față de pacient, să zicem că asta e o problemă permanentă a oricărei strategii și nu numai a strategiei de acces cum a populației. Cum o rezolvați? Pentru că mulți, foarte mulți pacienți, de exemplu, se plâng că nu doar medicii de familie, dar și cei specializați au o atitudine oarecum foarte rece față de pacient, deși medicul de familie ar trebui să fie un prieten al pacientului. Eu aș zice, deci, doamna prezentătoare, că până la urmă el este un prieten al pacientului. Poate nu întotdeauna se găsește limbă comună, că ceea ce, să zicem, recomandă medicul de familie nu întotdeauna este înțeles. Iată, aici este rezerva de lucru a medicului de familie cu populația. Trebuie să se infiltreze în familie, ar trebui să fie un medic de familie stabil în teritoriu și nu așa cum se întâmplă la noi, că migrează acum și medicii de familie ca și toți ceilalți după o altă bucățică de pâine.
sunt lucruri cunoscute și mai este una, deci cu medicii de familie și cu medicii specialiști, atât și în staționare, cât și în asistența medicală primară, permanent se duc instruiri de comunicare, tehnici, de, deci construi relațiile prietenoase cu medicul de familie, dar cred că mai durează și aici trebuie o cooperare mai strâns cu pacientul care îl are, aici aveți dreptate. Domnul Moșneaga, dumneavoastră cum credeți? Pe ce anume ar trebui să se axeze reforma asistenței medicale primare, în primul rând? Eu deja am menționat și foarte mult susțin pe doamna Glavan că ceea ce a spus dumneavoastră este despre schimbarea atitudinii, schimbarea orientării serviciilor spre pacienți, dar nu spre, spunem așa, sedii. Sedii este tot o parte, dacă noi vorbim de accesul geografic, este foarte bine, intră în concepția schimbării atitudinii către pacienți. Încă eu vreau să dau un exemplu, tot care este foarte important pentru municipiul Chișinău, din domeniul tuberculozei. Știți că Moldova este o țară cu povara tuberculozei mult hidrocrezistente, care este una din cele mai grave din toată lumea. Și acum se dovedește, s-a dovedit practic deja că factorul cel mai foarte important și poate cel mai important în dezvoltarea acestor form grave de tuberculoză sunt spitalele. Spitalele noastre se întâmplă așa numită infectarea nozocomială, când pacienții stau foarte mult timp. Indiferent că au forme mai ușoare sau că sunt cu multidrog rezistent. Da, și cu părere de rău se infectează în spitale, în condiții unde lipsește controlul infecției și așa mai departe. În acest sens, în municipiul Chișinău există un spital municipal de tuberculoză, care este spitalul cel mai mare de tuberculoză în țară, are peste 300 de paturi. Când intrați acolo și nu numai, cred că ați fost și dumneavoastră, condiții sunt foarte precare, lipsește controlul infecției și deja Organizația Mondială a Sănătății recomandă că tratamentul pacienților cu tuberculoză, inclusiv tuberculoză multidrogrezistentă, trebuie să fie amplasat în condiții de ambulator. Da? Asta este adică strategie. Acasă, la domiciliu. Acasă, la domiciliu. Aceasta este strategie care prin care noi putem preveni dezvoltarea rezistenței și mai departe. În acest sens, eu văd scopul schimbărilor, reformei serviciilor în orașul Chișinău, nu de a menține acest spital cu, spunem așa, cu toate forțele, dar de a oferi pacienților, oferi comunități, oferi oamenilor posibilități de a implementa strategii contemporane orientate spre pacienți, în particular dezvoltarea serviciului de ambulator, unde medici de familie, cum a spus doamna Glavan, joacă un rol primordial. Bun, din câte înțelegem, deci sunteți la faza de studiu economic. Deci vreți să vedeți care vor fi avantajele și dezavantajele acestei reforme. Oricum, cu siguranță cunoașteți situația din municipiu, din instituțiile care există acum, unele din ele trebuie închise în totalitate. Iată, ne referim la Spitalul Municipal de Tuberculoză, de exemplu. Știți, la noi în ultimii ani s-a creat o impresie că reforma se reduce la doi factori. Închidem instituții, de fie ele medicale sau nemedicale, și eliberăm colectivul oamenii din câmpul muncii. Închideți instituția la nivel juridic, sediul folosiți pentru altceva, servicii paliative, noi, de exemplu. Noi vorbim din instituții la nivel juridic. Aceasta este o noțiune greșită. Reforma prevede un amplu măsuri mai complexe, mai serioase, mai adânci, care cer o argumentare științifică și un lucru insistent. Vă dau o pildă. În istoria ocrotirii sănătății a Moldovei s-au făcut reforme. Domnul Moșneacă a vorbit și a fost și în anii. Cam la 15 ani se fac unele reforme. Dar se fac antistudii adânci. Dau o pildă. Corefeul nostru în medicină, care e bine cunoscut dumneavoastră, Nicolae Andreiște Stimițanu, a pus o reformă în anii 70-80, a lucrat aproape 2 ani jumătate la un studiu, la o monografie adânc argumentată, care a fost recunoscută pe arena internațională, cu studiu adânc. Dar pur și simplu să faci o reformă în cabinet, scrie un clerc, un document, aici închid, aici deschid, aici scot, aici pun, aceasta nu-i reformă, asta se numește altceva. Dar în mintea noastră,
s-a creat, reforma se face într-o noapte. Bun, reforma atunci eu pot să vă întreb altceva, din câte eu înțeleg, termenii sunt în octombrie, atunci Consiliul Municipal ar trebui deja să aprobe această strategie. Deci problema este că se lucrează intens. Lucrează și specialiști. Și după miezul nopții, dumneavoastră m-a întrebat așa, se lucrează intens, sunt oameni productivi, oameni deștepți. Care cunosc, exemplu cu domnul Testimițean. Acela a fost un studiu pe Republică, sunt lucruri diferite. Uh-huh. Asta sunt lucruri diferite. Dar în ceea ce privește municipiul Chișinău, situația o cunoaștem. Dar ea trebuie argumentată. Una se cunoaște un lucru, că e rău aici. Ea ca dumneavoastră să-ți pildă la spitalul Sfânta Triimii. Eu nu sunt la Ignatencu. Vreau din start să menționez că eu nu sunt de acord cu colegul meu, el dacă chiar mă ascultă, eu spun cinstit. El nu a adus argumentare, că a spus el. Asta încă nu înseamnă că e așa. El a venit cu inițiativă. El trebuie să fie argumentat, științific, bazat pe pacienți, pe analize, pe durata de tratament, rezultatele. A ce a spus dumneavoastră din oarea? Opinia publică a pacienților. Cum? Relațiile și toate chestiile astea de văzut sunt... Medicina nu se conduce după avion, pur și simplu așa. Este factorul social și aici apare uneori economic, nu-i convenabil. Nu. Dar social este convenabil. Și aici lucrurile sunt foarte, foarte atent. De ce nu tratăm lucrurile astea superficial? Bun, doamna Glavan, ca să revenim la dumneavoastră. Deci în Chișinău sunt câte asociații medicale teritoriale? Deci în Chișinău sunt 5 asociații medicale teritoriale după sectoarele administrative și, să zicem așa, anticipez întrebările dumneavoastră, dar în contextul celor spuse de unde și de domnul Ciobanu, ce de unde știu? De unde știți ce urmează să vă întreb? Vreau să știu dacă le veți fortifica sau dimpotrivă ele urmează să dispară. Și ceea ce a vorbit și domnul Moșneagă, ne axăm. Iată, ce la întrebarea dumneavoastră, ne axăm nu numai pe clădiri, nu clădirile principale. Și asta nu înseamnă că reforme în municipiul Chișinău până acum n-au mers, ba au mers. Poate ele n-au fost așa vizibile și declarate la toți. Vorbim despre anumite reforme în ceea ce ține bugetul de timp a medicului de familie, amplasarea și crearea condițiilor de muncă medicului de familie și respectiv pentru pacienți. Practic, în toate asociațiile, asistența medicală primară, medicii de familie au condiții optime de muncă în sensul că s-a separat activitatea asistentei medicale din punct de vedere a spațiului de spațiul medicului de familie, ceea ce a creat anumite facilități pentru pacient. În ce? În primul rând, el poate să discute într-o atmosferă intimă cu medicul de familie, să-și expună toate durerile care le are, fără să stea cu gândul că încă o pereche de urechi mai aude chestia asta. În al doilea rând, sau tot în primul rând, cercul, deci, de servicii pentru pacient s-a lărgit. De ce? Pentru că pacientul merge întâi la asistenta medicală, care îi acordă anumite servicii premedicale, să zicem noi, unde se face o revizie generală a stării sănătății, se supraveghează, se constată dacă a trecut anumite examinări, screening, examinări profilactice, de care noi atâta vorbim, că noi trebuie să reorientăm asistența medicală primară, deci de la boală, la prevenire, iată aici rolul asistenței medicale crește. Ea are timp să se ocupe cu pacientul pentru că să-l direcționeze la unele sau alte examinări profilactice, să-i atragă atenție că nu a trecut unele sau alte examinări de laborator sau consulturi, ceea ce este important atât pentru un matur, mai ales cât pentru un copil și pentru o gravidă. Apoi, după ce se determină cu momentele acestea, pacientul merge la medic, unii discută într-o atmosferă intimă, medicul are mai mult timp, el nu mai pierde timp deja pe problemele astea organizatorice. El are mai mult timp ca să discute cu pacientul, să-i determine starea lui obiectivă și să pună diagnosticul. Iată, asta este. Poate nu întotdeauna se face cu zâmbetul celor care nu ar fi dorit. Aici avem de lucru toată societatea, nu numai medicul de familie. Nu știu, din ceea ce povestiți dumneavoastră, apoi, eu am impresia că noi avem un sistem ideal în municipiul de asistență medicală noi primară. Noi tindem spre asta. Noi tindem spre asta, dar deja primii pași sunt făcuți, apoi pacientul iarăși revine la asistenta medicală și în baza recomandărilor făcute de medicul de familie, asistenta medicală ajută pacientul mai repede să se reprogrameze la următoarele consulturi sau la următoarele examinări. Astfel,
pacientul se află în ciclu de asistență medicală, nu 15 minute, dar minimum vreo 30-50 de minute. Deci asta tot este reformă și ea se promovează în toate AMT-urile din municipiul Chișinău, printre altele ca și în Republică. Dar de lucru este reforma, nu se face peste noapte. Am înțeles. Bun, să vedem până în octombrie cum reușiți să o elaborați. Domnule Moșneaga, din practica internațională, cine elaborează astfel de strategii? Ministerul Sănătății din țara respectivă și după aia autoritatea publică locală sau nu? Din practici bune internaționale se lucrează împreună, sigur, că autorități republice locale în toată lumea au un rol primordial, aș spune, în dezvoltarea serviciilor locale, inclusiv serviciile sociale, serviciile medicale, dar direcții generale de reformă, de reformare, de schimbări, sigur că sunt elaborate și sunt promovate de Ministerul de Resort, în cazul nostru Ministerul Sănătății. Și eu încă o dată vreau să spun că, într-adevăr, reforma separată nu este posibil să o implementez, pentru că, uitați-vă, în municipiul Chișinău, oficial noi avem undeva cât 800 de mii de locuitori, da? Uh-huh. În realitate sunt și mai mulți pe contul migrației interne și populația care este amplasată în municipiul Chișinău contribuie cel puțin la o treime sau poate 40% din populația care se află în țară. Și tot noi avem dreptul și la să beneficiem din servicii nou specializate care sunt oferite de instituții centrale. De exemplu, spunem așa, în Spitalul Republican, de la 40 până la 70% de cazuri pe diferite specialități care sunt spitalizate în Spitalul Republican sunt locuitorii municipiului Chișinău. Uh-huh. Deci cumva serviciile se dublează, asta înțeleg. Este și dublare, dar sunt așa servicii, de exemplu, ca chirurgie cardiacă, chirurgie vasculară, care sunt oferite numai într-un de o instituție. Și sigur că înainte de a, spunem așa, decide de a deschide acest serviciu numai pentru municipiul Chișinău, trebuie să ne gândim din punct de vedere economic, da, și accesul de servicii și, spunem, disponibilitatea personalului înalt calificat care poate oferi aceste servicii. Da, vă dau un exemplu. Acum, metoda sau spunem așa, strategie modernă, contemporană în managementul accesului cardiac, spunem așa, atacului coronarian, este foarte, spunem așa, din punct de vedere medical, sigur că agresivă. Pentru că pacienții care au atac coronarian, care poate aduce la infarct cardiac, da, ei trebuie investigați cât mai repede cu metode invazive, așa numite cardiologie intervențională, cu angiografie, cu coronarografie. Standardele internaționale, dacă doriți, recomandă că o stație sau un laborator de coronarografie să deservească populația de la 100 până la 250 de mii de populație. Mă rog, în condiții de oraș mare, ca Chișinău, poate fi și mai mare, adică populația deservită. Dar situația este că fizic în orașul Chișinău noi avem numai două stații. Una este în Institutul Cardiologic și a doua este în Spitalul Privat Medpark. Uh-huh. Da? Și sigur că Institutul Cardiologic, de exemplu, are două zile sau pe săptămână de serviciu de cardiologie urgentă, da? Și dacă pacientul are noroc, acest atac coronarian, spunem așa, miercuri până la ora 4 ziua, atunci el are șansă că să fie deservit cu metoda respectivă, conform standardelor și cerințelor contemporane. Dacă nu, el riscă, are un risc foarte mare de moarte, de invaliditate, pentru că alte spitale, alte instituții care sunt, de exemplu, Spitalul Sfânta Treime, nu dispun de aceea metodă. Și sigur că investiții pe parcursul reformelor, pe parcursul schimbărilor, sigur că trebuiesc de a oferi, de a mări accesul populației la servicii necesare, ca fiind coronarografie. Domnul Ceban, să știi aproximativ sau măcar așa, ipotetic, cam de câți bani ar fi nevoie ca să fie organizată sau realizată în totalitate această reformă? E foarte greu de spus. Foarte greu de spus. Da, e prematur.
Eu aș aduce unele cifre, dacă îmi permiteți să mă includ în ceea ce l-ați întrebat pe domnul Ciobanu. Datele, deci, sunt cunoscute pe Estonia, numai pentru reformă în asistența medicală primară, timp de 10 ani, în Estonia s-au consumat 70 milioane de euro, de care ei au beneficiat din diferite investiții, să zicem, de peste hotare, ajutoare și așa mai departe, nu numai din banii proprii. Adică o reformă serioasă cere și investiții serioase. Asta înseamnă că veți cere bani și din afară? Adică veți încerca să atrageți bani? Asta înseamnă că întâi facem calculele economice, iarăși ne întoarcem la ceea ce am început, să vedem la ce ieșim. Bun, vorbeați, eu aș vrea totuși să vă întreb, domnule Ciobanu, din cele 17 instituții medicale din Chișinău, spitale? Și asociații. Care dintre ele sunt în cea mai deplorabilă stare? Nu sunt eu persoana cea care trebuie să apreciez care spital este mai bun sau mai puțin bun. Problemele este, comisia va determina. Eu sunt conducător de instituții și va fi nimodest din partea mea să spun că acea instituție e mai bună. Instituția dumneavoastră. Haideți să vorbim despre instituția dumneavoastră. Cu plăcere. Iată, în instituția dumneavoastră, ce ați schimbat dumneavoastră? Eu am schimbat ce trebuie de acum. Deja nu mai aveți făcut niciun fel de reforme, da? Nu înseamnă... Niciun fel de schimbări. Nu așa. Dacă ea va fi amplasată în întregul cerc de reforme a orașului, clar că vor fi restructurări. Dar în situația ei creată, ea este reformată acum. Dar dacă se schimbă mediul, atunci ea trebuie reformată încă o dată. Instituția are acum creată toate subdiviziunile care trebuie să aibă o instituție de staționar. Ea are diagnostică, laboratoare și recuperare. Se termină pentru prima dată în istoria Moldovei, a orașului Chișinău, în centru de recuperare cu banii primăriei, care vor fi, sperăm că în varianta cea mai bună, sperăm că la finul anului ăsta se plănuiește către zeul orașului, a dat un centru de recuperare în exploatare, care va deservi populația atât de staționar, cât și de ambulator. Acest e ciclu închis și intră în cadrul reformelor sistemelor de staționar. Nu vreau să mă opresc la toată modalitatea de reformă. Staționarul este un organism foarte greoi, este anevoios și îmi trebuie timp. Și complex. E complex. De aceea, noi aceste lucruri le facem. Dar dacă instituția va fi modelată în condițiile întregului și pe oraș și pe republică, clar să vă cere alte restructurări. Bun, eu vreau să mă întorc la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că toate reformele, de fapt, atrag după sine foarte multă rezistență din partea comunității medicale. De data aceasta, cum credeți că va fi? Doamna Glavan, haideți să începem de la dumneavoastră cu medicii. Deci, iată, ca să nu fie foarte multă rezistență, cum ziceți dumneavoastră, reforma trebuie să fie înțeleasă de cei pentru care se face, de cei care o vor face și de cei... Desigur că asta înseamnă discuții foarte multe, vă dați seama. Asta înseamnă discuții, asta înseamnă, deci fără asta nu o să meargă nicio reformă. Trebuie să discutăm cu pacienții, trebuie să discutăm cu lucrătorii medicali. Deci ceea ce expun factorii de decizie trebuie să fie înțeles de toți actorii reformelor și de cei care participă și de cei care vor beneficia de rezultatele acestor reforme. Fără discuții nu se va face nicio reformă, nu va fi înțeleasă până la capăt și atunci pot fi diferite rezistențe. Iată, ca să nu fie așa opuneri și rezistențe, trebuie să discutăm cât mai mult. Noi avem ultimul exemplu, apropo, domnul Ciobanu, cu institutul sau actualul institut al mamei și copilului, când au fuzionat trei instituții și atunci a fost destul de mare. Acestea sunt problemele demnitarilor de rang republican și permiteți noi să nu întrebăm. Adică mă gândesc dacă nu veți avea în situații similare. Asta noi vom face în orașul Chișinău, comisia este disponibilă și ne-am înțeles la prima întrunire. Transparență. Că este foarte transparent. Și întrunirea de la dumneavoastră de astăzi vorbește de aceasta, că noi vom face deschis și vă invităm la ședințele comisiei, reprezentanții mass media, să asistați, o să ascultați păreri diferite, vor fi invitați nu numai membrii comisiei, vor fi invitați șefi de subdiviziuni, oameni, doctori simpli, asistente medicale, diferite ranguri, pacienți, asociația pacienților, ca să spună cum le e mai convenabil ca aceasta să fie aproape de om. Că dacă interesele pacientului și interesele lucrătorului medical nu vor coincide, efect nu va fi. Și nu se costă numai bani, că noi dacă facem ceva, cerem bani. Noi vom încerca să facem cu fără mai bani. Nu, poate fără puțin bani, mai mult puțin bani, fiindcă se poate de făcut lucruri frumoase mai aproape de om. Și dumneavoastră s-a atins o temă, eu vreau să vă spun o replică, că discut mult.
Că, uitați-vă, medicul de familie trebuie să atârne cu pacientul frumos. Așa. Sunt de acord cu dumneavoastră, precum și pacientul trebuie să atârne frumos cu medicul de familie. Deci trebuie să promovăm mult drepturile pacienților și drepturile medicilor. Și a doua problemă. Și obligațiile ambilor. Dar aceasta depinde nu numai de educația post-universitară. Asta depinde de cei 7 ani de acasă. Și o spun dur, doamnă, asta depinde să dă cu laptele mamii. Dacă nici pacientul nu i-a dat ce trebuie și nici medicului, efectul nu va fi. De ce lucrurile astea? Hai să le începem de la rădăcină, nu de la educație în colectiv. Poți să le educi mata toată ziua pe el. El trebuie să aibă o educație generală, conduită frumoasă, o ținută frumoasă și pacientul și medicul. Bun, domnul Moșneaga, există, nu știu, riscul ca în anumite raioane unde sunt șefi de instituții medicale de diverse culori politice, eu mă leg din nou de asta, să este înceapă strategii... Raioanele Chișinăului sau... Nu, mă refer în general în țară. Să înceapă strategii individuale, având ca precedent municipiul, și la ce ar putea să ducă un astfel de... cu astfel de situație? Eu nu cred că aici culoarea politică are un rol cel mai important, dar strategii de regionalizare sunt poate încă mai stringente în teritorii, în Republică, decât în municipiul Chișinău. Dar toate problemele, cum a spus și domnul Ciobanu, se rezolvă prin comunicare. Dumneavoastră ați fost martori de evenimentelor, spunem, de începutul anului, la Ministerul Sănătății, că câteva încercări de reformare, câteva încercări de, spunem așa, schimbarea structurii existente, s-au ieșuat din cauza lipsei de comunicare pe în mare măsură. Da? Și sigur că o strategie de comunicare, o comunicare permanentă este absolut vitală pentru succesul reformelor. Și acum noi cu dumneavoastră suntem o parte, practic, de acestei strategii de comunicare, care noi nu mai putem să sugerăm că să fie tot așa de deschisă, tot așa de activă, spunem, comunicarea aceasta activă și cu pacienții și comunitatea și cu comunitatea medicală. Au fost făcute pe parcursul ultimilor ani, spunem așa, special axate pe municipiul Chișinău, dar câteva studii despre personalul medical, adică riscuri de, spunem așa, de reduceri, de concedieri, în cazul, spunem, restructurărilor în sistemul sănătății și, practic, toate au adus la concluzie că riscuri nu sunt, adică sunt locuri de muncă și va fi locuri de muncă pentru personalul medical și medici, și asistenții medicali și alții, dacă, spunem, să schimbă profilul instituției sau... Adică rezistența oricum va fi. Da, rezistența oricum va fi, dar prin comunicare aceste mesaje trebuie să fie aduse la medici și la lucrători medicali. La urechile medicilor. Vreau să menționez că nu va fi nicio disponibilizare a colectivului. Astăzi în municipiul Chișinău este un mare deficit de lucrători medicali, atât de medici cât de asistenți medicali. Și această problemă trebuie să fie clar pentru toată lumea. Noi o să ne rugăm să mai avem cadre, fiindcă astăzi instituții medicale, datorită ajutorului administrației publice locale, administrației centrale, organizații internaționale, se dotează cu utilaj medical și noi, dacă astăzi, eu vă spun eu, poate în prima audiție, înainte tot lumea striga, utilaj medical, utilaj medical trebuiește. Da, trebuiește tot timpul, el este trebuie modern. Trebuie și instruiți, și oamenii instruiți. Nu avem cadre. Problema cea mai serioasă în instituții medicale astăzi sunt problema cadrelor. Pregătirea cadrelor și deficitul de cadre. Bun, aici vreau să intervin și să spun că Universitatea de Medicină intenționează inclusiv să instruiască asistenți medicali la universitate. Foarte frumos, e foarte bine. Din cauza că nu avem... Inițiativa Senatului și a Rectoratului este mai mult ca binevenită. În AMP-uri este exact aceeași situație. Știu că e mai bună în orice caz pentru... Nu, haideți să vorbim așa că... De ce? Nu se cunoaște pur și simplu situația. Se lucrează în sectoare, neavând complexul după normativ de medici, de familie, cu părere de rău, asistenții medici, vă explic, sunt sectoare unde nu este medic de familie din anumite considerente.
Sau s-a conciliat, sau plecat peste hotare, sau deja a hotărât să-și termine activitatea. Și atunci este mult mai complicat să activezi, având acolo 1500 de oameni și punând, să zicem, această funcție asupra medicului de sectorul care este alături. În același timp, noi lucrăm la sectoare cu o singură asistentă medicală a medicului în familie, de familie, în loc de două care ar trebui după normativ. Și asta e situația nu de o zi și nu de două. Asta e situația de ani de zile în municipiul Chișinău. Cum vor fi atrași? Păi, deci aici mai trebuie și altele în afară de salariu. Deci, cu părere de rău, deci în ultimii ani aș zice că deci funcția de asistentă medicală, profesia asta, și-a pierdut din valoarea ei. Și faptul că Universitatea de Medicină are de gând la ceea ce noi am cerut și noi susținem, ca să fie pregătite asistente medicale cu studii medicale incomplete, va ridica prestigiul acestei profesii și va canaliza niște torente de doritoare, să zicem așa, anume din municipiul Chișinău. Pentru că în ultimii ani, majoritatea care se pregăteau deci locatarii din Republică. Se rețineau în Chișinău 2-3 luni cu îndreptarea care era de la Ministerul Sănătății și plecau la locul de trai în satul natal unde își creează familie. Asta este realitatea. Bun, nu mai avem timp, din păcate, mai avem 2 minute pentru concluzii. Strategia va prevedea inclusiv majorarea salariilor pentru personalul medical? Noi nu mergem pe majorarea salariului strategiei. Salariile se vor face reșind din posibilitățile reale în statul. Deci nu se prevede acest lucru. Am înțeles. În cât timp credeți că ați putea să aveți niște rezultate vizibile ceea ce țin de asistența medicală primară? Iată, după noua reformă. Noi v-am vorbit deja despre unele rezultate. Unele rezultate care sunt acum. Aș mai zice că, da, ce este la ordinea de zi? Tehnologizarea asistenței medicale primare și, în primul rând, la moment, iată, domnul Ciobanu a subliniat că, da, tehnologie avem, dar ele trebuie și continuate, pentru că 80% din adresările populației sunt făcute la nivelul de asistență de ambulator. Și dacă asistența de ambulator nu avea posibilitatea să facă examinările calitative și să spună diagnosticul la vreme, păi atunci înțelegem că sau mergem în cronizare, sau mergem în anumite cazuri, să zicem, de complicații, sau mergem în staționar în cazuri în care n-ar trebui să mergem în staționar și de atâta. Tehnologiile medicale moderne în asistența primară vor trebui, ca și tehnologiile informaționale, printre care Asociația Medicală Teritorială Centru este un pionier, toate locurile de muncă sunt dotate cu calculatoare și lucrează, deci, softul medical. Domnul Ciobanu, la ce rezultate credeți că se va ajunge sau urmează să se ajungă? Reieșind din componența comisiei, știți potențialul fiecărui membru în această comisie, intențiile bune a Departamentului Sănătății, a primăriei, susținerea Ministerului Sănătății, eu sunt ferm convins, vom ajuta la un rezultat foarte frumos, pentru că orașul Chișinău istoric se află de zeci de ani de zile în avangardul reformelor în toate ramurile economiei naționale, inclusiv și în medicină. Potențialul este, numai trebuie bine gândit, logic, la timp și nu grăbit, dar grăbit repede. Domnul Moșneaga, Ministerul Sănătății va susține această reformă din punctul dumneavoastră de vedere? Bun, îl avem pe domnul Ciocanu, care este în comisie și e viceministru acum. În primul rând, eu doresc colaborare și sigur că depinde de ce domenii prioritare vor fi ales pentru reformarea serviciilor în Chișinău, dar eu sunt sigur că colaborarea trebuiește și în acest sens, prin colaborare, nimeni comunicare... Nimeni nu pune la îndoială. Și rezultatele vizibile pot fi în câteva domenii care nu necesită investiții majore, vizibile, spunem așa, peste câteva luni. Aveți și exemple? Sau? Cum am spus, exemplu, promovarea tratamentului de ambulator în tuberculoză va fi e posibil de organizat foarte repede și foarte eficient. Eu vă mulțumesc pentru această discuție. De fapt, noi abia am început să discutăm pe marginea reformei, strategiei de reformă a sistemului de sănătate în municipiu. Urmează să ne mai vedem cu siguranță. Ceea ce am înțeles eu că este nevoie de foarte multă comunicare, așa încât toate schimbările care
urmează să fie făcute, să ajungă la urechile medicilor, asistenților medicali și să ajungă corect informația și nu interpretată într-un fel sau altul. Eu vă doresc succes foarte mare și o colaborare strânsă cu Ministerul Sănătății. Doamnelor și domnilor, aici se încheie Magazinul Medical, dar emisiunea noastră poate fi vizionată și pe site-ul sanatate.tv.md la rubrica Magazin Medical. Noi ne reauzim vinerea viitoare la ora 10:10. Ați ascultat Magazin Medical, un produs Radio Chișinău și Sănătate TV.